Primăria Drobeta Turnu Severin, prin firmele pe care le administrează în cadrul gospodăriei publice locale, a amenajat 40 de locuri noi de parcare. În curând, severinenii care locuiesc în zona intersecției străzilor Gheorghe Ionescu și Șești cu Topolniței vor putea licita pentru obținerea unui loc. Aventura căutării unui loc de parcare a luat sfârșit pentru locuitorii zonei cuprinse între străzile Gheorghe Ionescu și Șești și Topolniței. Primăria Drobeta Turnu Severin a pus la lucru echipele de muncitori din cadrul firmelor pe care le are în subordine sau partenere în vederea amenajării unei noi parcări. Astfel, au mai apărut alte 40 de locuri noi pentru severinenii ce locuiesc în apropiere. Nu am construit doar parcări, atunci când am venit cu parcare, am venit și cu aleile de acces în bloc, am venit și cu trotuarele făcute acolo unde a fost cazul cu spațiul verzi, l-am modernizat, am tăiat ce era de tăiat și venim ca și aici, o să venim în toamnă atunci când va fi perioada de a pune copaci, să venim să punem și aici. Deci a făcut parte dintr-un proiect mai mare al meu. Aici vorbim de o parcare care a costat în jur de 700.000 de lei. Pentru accesul facil al locatarilor către locuințe s-au asfaltat aleile și intrarea în scara blocului. Locuitorii zonei spun că anii în care s-au luptat cu bălțile și nămolul vor rămâne doar în amintire, fiind extrem de mulțumiți pentru faptul că le-au fost create condiții de trai demne de un oraș european. O părere foarte bună. Domnul primar ne-a ajutat și a ieșit ce a ieșit. A făcut ce a făcut aici. Că de 40 de ani am stat tot în roi, tot în nămol până la genunchi. Asta vreau să vă întreb, cum erau înainte aici? Înainte erau niște grupe aici, erau vai de noi. Ce și oamenii aici? Unde parcau mașinile? Mașinile parcau pe aici, pe pământ. Mulțumiți! Foarte parcare! Foarte mare! Foarte mare! A ieșit un lucru deosebit. Și să știți că am și mărit de la 17 locuri, am ajuns cu toți în zona undeva pe la 40. Da, o să vi le preluați astăzi, e gata. Noi vă mulțumim pentru efortul. Face parte dintr-un număr mai mare de parcări care am făcut în oraș și încercăm să vă sprijinim aici, în zona în care locuiți, să nu ieșiți în noroi, să nu ieșiți de 40 de ani tot în noroi. După obținerea unui loc de parcare în urma licitației, oamenii se vor putea bucura de un loc unde să își lase în siguranță mașina. În prezent, numărul total al parcărilor date în folosință la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin de către actuala conducere a primăriei este de peste 30.